Această tensiune între agentul divin și agentul uman există peste tot în Sfânta Scriptură. Și ea nu este rezolvabilă. Ea este axiomatică. Este felul în care lumea aceasta creată de Dumnezeu funcționează. Da? Noi facem ceea ce vrem și rezultatul este ceea ce a decretat Dumnezeu. Și Biblia ne spune că Dumnezeu are în mâna Lui inclusiv mâna împăraților. Mâna împăratului este în mâna, inima împăratului este în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu face cu ea ce vrea El. Atunci când se apleacă asupra inima unui împărat, acel împărat este un instrument pentru harul lui Dumnezeu pe această planetă. Și este pace, și este liniște, și este binecuvântare. Și atunci când Dumnezeu retrage mâna lui și acel om care este un mare conducător, un mare politician, un mare dictator, este lăsat în voia minții lui blestemat. El face tot ceea ce vrea el și tot ceea ce este rău. Și oamenii suferă în felul acesta judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Asta este tensiunea lumii în care trăim. Și această tensiune între agentul uman și agentul divin este adevărată și valabilă de la nivelul personal, da? Până la nivelul global. Dacă îți pui întrebarea de ce s-au întâmplat anumite lucruri în viața mea, s-au întâmplat pentru că tu ai luat anumite decizii, pentru că tu ai vrut să faci anumite lucruri sau pentru că cei din jurul tău, agenți umani, de ce ai ieșit de la biserică și ți-a dat unul în cap? Pentru că există un nebun undeva pe stradă care a vrut să-ți dea în cap și pentru că în depravarea lui și în decăderea lui, a acționat liber în acest fel și în același timp înțelegem pentru că a rânduit sau a îngăduit Dumnezeu ca să fii încercat sau să sufere acea tragedie. Acești doi agenți sunt întotdeauna în această tensiune, dar de fapt nu este o tensiune decât aparentă pentru noi. Pentru că Biblia ne arată că agentul suprem este agentul divin. Dumnezeu este cel care rânduie toate lucrurile.